O femeie care și-a ucis cei 5 copii a fost eutanasiată la cerere la 16 ani distanță de la comiterea crimelor care au șocat o țară întreagă, a anunțat avocatul acesteia. Genevieve avea 40 de ani când le-a tăiat gâturile copiilor săi, un băiat și patru fete, cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani, cu un cuțit de bucătărie. Femeia a comis crimele în casa familiei, în timp ce tatăl copiilor se afla în Maroc, în vizită la părinții săi. După ce și-a ucis copiii, femeia a încercat să se sinucidă prin înjunghiere, dar tentativa ei a eșuat. Femeia a fost condamnată la închisoare pe viață. Ea se află într-un spital de psihiatrie. Recent, avocatul mamei criminale, de 56 de ani, a confirmat informațiile apărute în presa locală, conform cărora clienta sa ar fi murit prin eutanasiere la 16 ani distanță după ce și-a ucis copiii. În ziua în care a comis crimele, femeia a furat două cuțite dintr-un supermarket, apoi a mers acasă și a gătit pentru masa de prânz. După ce a servit masa alături de copii săi, femeia a încuiat ușa din fața casei sale și i-a ucis pe micuți. Yasmin, în vârstă de 14 ani, Nora, în vârstă de 12, Miriam, de 10 ani, Mina, de 7 ani și Mehdi, de 3 ani, au fost uciși de mama lor. Cele 5 crime comise de Genevieve și procesul care a urmat au zguduit Belgia. În instanță, avocații mamei ucigașe au susținut că aceasta, care mergea în mod regulat la psihiatru, suferea de tulburări mentale, motiv pentru care ea nu avea de ce să fie trimisă în închisoare. Cu toate acestea, după prezentarea unor expertize medicale contradictorii, juriul a găsit-o pe Genevieve vinovată de crimă cu premeditare și a decis că ea trebuie să fie condamnată la închisoare pe viață. A ales să moară pe 28 februarie 2023, la fix 16 ani distanță de la comiterea crimelor, relatează știrile ProTV.ro.